Bine ați revenit! Înainte de a revedea, cum facem de obicei, întrebarea anterioară, trebuie să spun că întrebarea de dinaintea ei, întrebarea 203, cea cu salariile, a stârnit un schimb de e-mail-uri și de comentarii, care a continuat și după ce am publicat răspunsul. Aceasta, printre altele, și pentru că în prezentarea răspunsului n-am luat în considerare toate situațiile posibile. E greu de explicat o metodă pas cu pas, în care ce se întâmplă la fiecare pas depinde de ce s-a întâmplat în pasul anterior. De pildă, în cazul nostru, când cei doi cu salariile mai mici vor să-și compare salariile, este posibil ca amândoi să aibă salariile peste pragul ales sau amândoi să le aibă sub acest prag, fiecare variantă determinând ce trebuie făcut în pasul următor. Adică trebuie crescut sau scăzut pragul. Așa că, dacă vrem să fim riguroși, observațiile domnului Aurel Cacio din comentarii și din e-mail-urile pe care mi le-a trimis sunt îndreptățite. Dar asta nu înseamnă că metoda nu poate fi folosită și chiar dacă teoretic lucrurile se pot complica și prelungi semnificativ, practic, pentru cazul a trei salarii, metoda ne va spune destul de repede ceea ce vrem să știm. Vreau să-i mulțumesc domnului Aurel Cacio pentru analiza atentă și pertinentă a problemei și să prezint, înainte de a trece la răspunsul de azi, alte metode pe care le propune pentru întrebările din videoclipul 203. În final, pentru relaxare și amuzament, domnul Aurel Cacio vă propune să găsiți o metodă, sunt evident multe, prin care cei trei află salariile celorlalți, fără a le comunica direct între ei. Și acum să revedem întrebarea 204, cea care ne preocupă azi. Să zicem că măsurați presiunea cu un manometru pentru anvelope și găsiți valoarea de 4 atmosfere. Să mai presupunem că aveți posibilitatea, nu ne interesează cum, prin ce metode, mijloace, să măsurați cât cântărește aerul din anvelopă, câte grame are. Deci știți ce presiune indică manometrul și cât cântărește aerul din anvelopă. Pentru că doriți o presiune mai mare, folosiți o pompă și introduceți o cantitate de aer egală cu cea care era inițial în anvelopă. Adică lăsați pompa să funcționeze până când masa aerului din anvelopă se dublează. Și întrebarea este, dacă temperatura aerului din anvelopă nu s-a schimbat, iar anvelopa nu și-a modificat volumul, ce presiune arată manometrul după ce dublați cantitatea de aer? Presiunea unui gaz este un efect macroscopic al multor fenomene microscopice. Este efectul ciocnirilor pe care moleculele gazului le au tot timpul cu pereții incintei în care se găsește gazul, în cazul nostru, anvelopa. Dacă ne gândim la o anumită suprafață din interiorul anvelopei, de pe peretele acesteia din interior, atunci în fiecare secundă un anumit număr de molecule, un număr imens, lovesc acea suprafață cu o anumită viteză medie, producând o forță, ceea ce duce la apariția presiunii. Dacă dublăm masa aerului din anvelopă, înseamnă că dublăm numărul de molecule din ea și, deoarece volumul nu s-a schimbat, concentrația moleculelor, adică numărul lor în unitatea de volum, se dublează și ea. Și asta înseamnă că numărul moleculelor care lovesc într-o secundă suprafața despre care vorbim se dublează. Și pentru că temperatura nu s-a schimbat, viteza medie a moleculelor a rămas aceeași. În concluzie, trebuie ca și presiunea să se dubleze.
Acest raționament este corect și ca dovadă avem o formulă în termodinamică cu care putem dovedi acest lucru. Formula pe care o vedeți, presiunea unui gaz este egală cu produsul dintre masa lui, constanta generală a gazelor, R, temperatura și tot ce am calculat până aici împărțit la produsul dintre masa molară, mu, și volumul pe care îl ocupă gazul. Și pentru că R mare și mu sunt constante, formula ne arată că în cazul în care și temperatura și volumul sunt constante, presiunea este proporțională cu masa gazului. Așa că dacă masa se dublează, presiunea se dublează și ea. Și totuși, în cazul întrebării noastre, răspunsul corect nu este 8 atmosfere. Deși inițial citim pe manometru 4 atmosfere, dacă dublăm masa aerului din anvelopă, manometrul nu va indica 8 atmosfere. Oare de ce? Un manometru obișnuit arată cu cât este mai mare presiunea în anvelopă decât în afara ei. Adică arată presiunea relativă, nu presiunea absolută. Noi trăim pe fundul unui ocean aerian, atmosfera, iar aerul are greutate. Și dacă are greutate, are și presiune. Presiune pe care o numim presiune atmosferică. La nivelul mării și cu bună aproximație și la altitudini mici, ea are o valoare medie de o atmosferă. Tocmai de aceea avem această unitate de măsură. Iar manometrul arată diferența dintre presiunea din anvelopă și cea atmosferică. Dacă nu credeți, vă întreb cum explicați faptul că manometrul arată presiunea zero atunci când nu este conectat la ventilul anvelopei. De ce nu arată presiunea de o atmosferă, presiunea atmosferică? Pentru că atât este presiunea la capătul tubului, nu este zero. Sau gândiți-vă în felul următor. La vulcanizare, tocmai a fost pusă o anvelopă nouă pe jantă, deci încă nu a fost umflată. Ce presiune ar arăta un manometru dacă am măsura presiunea în anvelopa neumflată? Ar arăta presiunea zero. Dar e zero presiunea în anvelopă? E vid? Nu, anvelopa e plină cu aer, chiar dacă n-a fost umflată, iar aerul din ea are aceeași presiune cu cel din exterior, adică are presiunea de o atmosferă. Iar când o umflăm, manometrul arată cu cât a crescut presiunea față de presiunea inițială, adică față de presiunea de o atmosferă. Bun, acum, dacă știm acest lucru, răspunsul e ușor de găsit. Când manometrul arată 4 atmosfere, presiunea în anvelopă este cu 4 atmosfere mai mare decât cea din exterior, care este de o atmosferă. Deci presiunea absolută în anvelopă este 5 atmosfere. Și acum, dacă dublăm masa aerului, presiunea devine 10 atmosfere. Dar dacă o măsurăm cu manometrul, acesta ne va arăta din nou diferența dintre presiunea din anvelopă și cea din exterior, adică va arăta 9 atmosfere, acesta este răspunsul corect. Cei care doresc să vadă și o problemă de termodinamică în legătură cu acest aspect al presiunii în anvelope, pot urmări videoclipul cu numărul 6 din seria Greșit. Linkul se găsește în descriere. În întrebarea de azi va fi vorba despre două avioane. Avioanele au decolat de undeva din stânga punctului A și trec simultan pe deasupra punctului A,
avionul 1 la înălțimea, la altitudinea de 6 km, iar avionul 2 la altitudinea de 10 km, cam așa cum vedeți în desen. Ele au aceeași viteză, deplasându-se amândouă spre dreapta, deci în aceeași direcție. Două precizări importante. Prima, altitudinile se măsoară față de nivelul oceanului planetar și nu față de suprafața terenului de sub avioane. Deci sunt altitudini absolute. A doua, viteza avioanelor se măsoară față de aer. Din momentul în care trec pe deasupra punctului A, cele două avioane zboară tot timpul în aceeași direcție, să spunem spre est, rămânând tot timpul zborului la aceeași altitudine, adică avionul 1 la 6 km, avionul 2 la 10 km și având tot timpul vitezele egale și constante. Ele zboară în acest fel până când ajung deasupra punctului B de pe sol, punct care se găsește la mai multe mii de kilometri distanță de punctul A. Presupunem că în tot timpul zborului nu bate vânt la niciuna dintre cele două altitudini. Și întrebarea este următoarea. În condițiile descrise ajung avioanele simultan deasupra punctului B? Dacă răspundeți da, asta e tot. Dacă răspundeți nu, vă rog să spuneți care avion ajunge primul deasupra punctului B și de ce credeți că e așa. Mulțumesc pentru atenție, succes, ne revedem săptămâna viitoare!